numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De am avea credință, măcar cât un grăunte de muștar. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care sună așa un pic și a promisiunii și a dezamăgirii a Lui față de noi. Acum, ca să ne gândim așa, sunt în primul rând aceste cuvinte niște dezamăgiri sau o dezamăgire pentru noi înșine. Când ne arată întotdeauna de ce nu ni se întâmplă lucrurile pe care le cerem de altfel. Nu există om care să nu aibă o dorință a lui, a sufletului lui, o neputință. În primul rând, nu există om care să nu aibă o neputință. Nu există om care să spună, toată în viața mea merg strună. Nu există, nu am nicio problemă. Nu am nicio neputință. Nu am nicio dorință în fața lui Dumnezeu. După aceea vin aceste dorințe care sunt din foarte multe ori pe baza neputințelor noastre, pe baza imperfecțiunilor noastre, pe baza a ceea ce noi nu avem. Că așa, fiecare om se satură de ceea ce are și își dorește ceea ce nu are. Din momentul în care cineva a cerut, de exemplu, un serviciu mai bun, după aceea vrea un serviciu și mai bun. În momentul în care cineva a ajuns la o anumită stare materială, vrea o stare materială un pic mai bună. Din momentul în care cineva este într-o stare de sănătate, vrea o sănătate și mai bună. O stare de relaxare, o stare de lușă, așa cu toate celelalte ale noastre. Noi nu suntem făcuți ca să ne limităm sau ca să ne, să ne mulțumim cu puțin. Sau nu suntem făcuți nici măcar să ne limităm sau să ne mulțumim cu ceea ce primim aici. Așa este natura noastră. Așa spune Sfântul Augustin, fericitul Augustin. M-ai făcut, Doamne, să nădăjduiesc spre Tine și neliniștită este inima mea până când nu Te aflu. Și de aceea, de fiecare dată când noi dorim câte un lucru de genul acesta, se întâmplă, îl primim și după aceea e dezamăgirea. Ce? Că nu era așa cum mi-am imaginat. Dezamăgirile astea, să știți că urmăresc și viața noastră materială, dar urmăresc și persoanele din viața noastră. De multe ori ne-am imaginat, băi, știți cum se spune, nu ești așa cum am crezut. Sau nu ești așa cum te-ai prezentat. Sau, cum spunem noi de cele mai multe ori, nu mai ești așa ca la început. Te-ai schimbat față de mine. Întrebarea care este esențială, nu să știi dacă noi ne schimbăm față de cei dragi ai noștri, cei dragi ai noștri se schimbă față de noi, de ne pierdem sentimentul de dragoste și de prețuire, sau pur și simplu ne schimbă viața, nepăsarea, uitarea, lenea cu care noi tratăm din când în când relațiile sufletești dintre noi. Că în ceea ce presupune relația noastră trupească sau relațiile trupești, acolo nu există lene. Însă în momentul în care ne referim la relațiile sufletești dintre oameni, atunci da, există lene, există nepăsare, există indiferență. Dar nu despre lucrul ăsta aș vrea să vă vorbesc astăzi pe scurt, ci despre această lipsă de credință la care Mântuitorul Iisus Hristos, că suntem în momente din astea în care se ridică munți așa în jurul nostru. Am văzut de 2 ani de zile, există un munte foarte greu în viața noastră și în viața întregii lumi și trebuie să vedem cum trebuie să le escaladăm sau cum să reușim să-l aruncăm în mare, că așa ne zice Iisus Hristos. Dacă voi veți avea credință, măcar cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acesta, ridică-te și te aruncă în mare. Pe de altă parte, mai sunt diferiți mulți care se mai ridică și în viața lumii, ați văzut acum cu toate tulburările astea, dar mai există și munții ai noștri personali. Muntele necredinței noastre, muntele neputințelor personale, muntele bolilor. Există un munte al bolilor noastre sufletești și trupești. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune, de ce ai fost puțin credincioși? Le spune lui Petru. Știți că Petru, în momentul în care îl vede pe Mântuitorul Iisus Hristos mergând pe apă, ce îi spune? Dorința de imitare, care e foarte bună. Noi, când citim câte o viață de sfânt, ce ne apare? Dorința de imitare. Și nu este rea. Și este foarte bună. Și îi spune Petru Mântuitorul Iisus Hristos, Doamne, dacă Tu ești, să-mi poruncești să vin pe apă la Tine. Și Iisus Hristos îi spune, vino! Și începe Petru și merge pe apă și se uită la Iisus Hristos. Dar uită să se uite continuu la Iisus Hristos și să se uită și la peisajul înconjurător.
Și în momentul în care vede, ce vede? Valurile acelea care se ridică. Și încep să fie manifestările astea din jurul nostru mult mai puternice decât este credința noastră. Așa vedem și de 2 ani de zile încoace, dar și de aici încolo, lucrurile pe care le auzim întotdeauna în jurul nostru sunt ce? Propagatoare de frică, de teamă, de groază, de necredință. Lucrurile astea sugrumă credința. Cine are frică de ceea ce este omenesc, nu are credință. Și mai mult decât atât, cine are frică de rateu, cine a plecat la viața duhovnicească cu gândul că, vai de mine, eu am să ratez lucrul ăsta, nu are credință. Și Petru începe să se afunde. Și după aceea strigă către Mântuitorul Iisus Hristos că numai strigarea îi mai rămâne. Că în momentul în care pleacă de la noi credința, ne rămâne totuși strigarea. Strigarea aia din necredință, de fapt, că, Doamne, nu mai pot să stau prin credința pe care o am față de Tine. Și Iisus Hristos îl întreabă, pentru ce te-ai îndoit puțin credinciosule? Având în vedere situația în care suntem noi acum, situația în care suntem de 2 ani de zile, situațiile grele prin care am mai trecut până acum, situațiile grele prin care o să trecem de acum încolo, la întrebarea de ce te-ai îndoit puțin credinciosule, cum putem răspunde? Păi așa am auzit, că așa mi s-a spus, păi așa ziceau unii, așa spuneau alții, așa s-a relatat nu știu unde, asta a fost starea de lângă mine, starea de frică, starea de teamă, starea de nepăsare. Și da, am făcut și eu cum am făcut ceilalți. Iisus Hristos spune, tot lui Petru îi spune, că el nu a învățat nimic din primul act de necredință. Că aici este o problemă mare cu credința noastră. Ea nu crește în funcție de cum vrem noi. Spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă. Ea crește în funcție de faptele noastre. Noi nu putem să declarăm ce o să facem în numele credinței. Iisus Hristos îi spunea lui Petru, ci tu zici că mă iubești și zici că vei merge și până la moarte pentru mine? Și îi spune la cina acea de taină, îți spun ție, cu adevărat îți spun ție, în seara aceasta te vei lepăda de mine de 3 ori și te vei blestema, cum că nu mă cunoști. Nu, Doamne, imposibil aceasta. Atât. El trebuia să creadă cuvântul ăla care i-a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Mai aproape de credință și de actul de credință, a fost bătrânul ăla, tatăl ăla, care era cu acel copil neputincios, care îi spunea așa, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Cam în starea asta trebuie să învățăm să fim noi. Văd muntele care se ridică în fața mea, văd nenorocirea care se ridică în fața mea, fie că este boală, fie că este suferință, fie că este neliniște. În viață văd că nu există nicio soluție de la mine pentru lucrul ăsta și totuși spun, Doamne, eu cred. După ce am analizat totul, oameni care săraci sunt în pragul divorțului și spun așa, nu mai pot să-l suport în fața ochilor, nu am cum să-l văd. Nu mai există pentru noi cale de întoarcere. Și totuși se găsește acolo, dacă se găsește acel sâmbure de credință, omul totuși spune, Doamne, dacă este să mă gândesc la ce pot face eu din relația asta, sau, Doamne, dacă pot să mă gândesc la ce pot face eu din boala aceasta pe care o sufăr, pentru că nu numai relațiile sunt o problemă în viața noastră, verdictul de boală, v-ați gândit vreodată ce simte un om când trăiește acel verdict și când aude verdictul necruțător? Că ai cancer, că ai boală cu inimă, că ai boală degenerativă de asta, că ai boală de asta autoimună, la care nu există nicio soluție. Nu știm. Știința spune nu știe. În momentul ăla la ce facem apelul? Unii spun, să merg poate și la biserică, poate să poate ceva. Nu cred. Păi să încerc și poate și prin partea cealaltă, poate să poate ceva. Nu cred. În momentul în care noi ne privim dușmanul sufletesc în ochi, în momentul acela noi avem puterea să facem pactul cu Dumnezeu la modul sincer. Doamne, sunt necredincios, necredința mea m-a adus aici, dar te rog, ajută necredinței mele. Și atunci lucrurile alea pot învia. Pentru că, să știți, aspectul cel mai esențial sau aspectul forte sau aspectul esențial sau cel mai important din credința noastră nu este faptul că noi nu cădem. Nu. Nu este faptul că noi nu murim. Nu.
Nu este faptul că noi nu suntem într-o stare de degradare continuă și că tot timpul suntem în cădere și că tot timpul suntem în nepăsare și că tot timpul suntem în minciune. Dar care este faptul? Învierea. Asta este faptul esențial. Învierea. Că a stat Mântuitorul în mormânt ca să ne arătăm că toți trecem printr-un mormânt. Și Mântuitorul Iisus Hristos de aceea ne spune, scoală-te! În orice clipă de vei cădea, scoală-te și ce se va întâmpla? Te vei mântui! Sfântul Părintele Ava Sisoie de la pustie, vine un călugăr începător la el și spune, Părinte, iar am căzut în păcat. Scoală-te, fiule! Și se duce el la chilia lui și mai petrece și Părinte, am căzut în păcat, m-am sculat și iarăși am căzut în păcat. Ce trebuie să fac? Să te scoli, fiule, Părinte, dar când, până când se termină ciclul acesta și de căderi, și de ridicări, și de iertări din partea lui Dumnezeu? Până la ușa mormântului și esențial este momentul în care te prinde. Pentru că în momentul în care te prinde, în acel moment și în acea stare te duce înaintea lui Dumnezeu. Nu contează de câte ori a căzut omul, dar contează dacă a mers la cădere cu gândul lasă că există sculare după aceea. Aici se intră în păcatele împotriva Duhului Sfânt. Dacă păcătuim înaintea lui Dumnezeu gândindu-i că lasă că Dumnezeu asta e treaba lui să ierte, știți cum spunem noi. Asta e treaba lui Dumnezeu, trebuie să mă ierte. S-ar putea să nu se găsească în sufletul nostru resurse ca noi să cerem iertare. Dacă ne gândim la munții care ne înconjoară, de necredință, de boală, de suferință, de tot ceea ce există în societate. Și la felul în care noi alegem să trecem prin el, există două puncte de vedere la care trebuie să fim atenți. Unu, ce zic oameni. Și aici la oameni intră. Autorități, prieteni, frați, surori, știri și toate celelalte. Ce zic oameni? Și după aceea mai este punctul de vedere. Ce zice Dumnezeu? Și aici la ce zice Dumnezeu, nu intrăm la felul în care l-auzim noi pe Dumnezeu. Că mai sunt oameni care cred că l-aud pe Dumnezeu. Acolo este o problemă. Știți cum se zice? În momentul în care vorbești tu cu Dumnezeu, ești un om credincios. În momentul în care începe să vorbească Dumnezeu cu tine, ești un om cu niște probleme. Când noi începem să-L auzim pe Dumnezeu. De ce? Spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, frate, dacă tu zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi și pe aproapele tău nu-l auzi, nu-l vezi, nu-l iubești, ci-l urăști, mincinos ești. Nu ai cum să-l urăști pe fratele tău pe care îl vezi și să zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi. Din ce cauză? Pentru că imaginea fratelui meu e cea mai apropiată imagine reală pe care eu am despre Dumnezeu. De-aia zice, chipul a lui Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva. A făcut pe chipul. De asta noi respectăm icoana. Pentru că icoana este desenul sau este imaginea Sfântului curățită de acest trup. Noi vedem mai trupul, vedem pe el, ochi albaștri, ochi verzi, păr căzut, păr în care încă mai stă, verde, alb, și ce culori mai practicăm acum în ultimul timp. Însă, dacă vrem să vedem chipul lui Dumnezeu, trebuie să vedem omul dezbrăcat de aparențele astea. Și asta înseamnă un alt munte pe care noi trebuie să-l ridicăm. Dacă vei avea o leacă de credință, te uiți dincolo de omul care te enervează, de omul care este insuportabil, de omul a cărui prezență trupească nici nu o mai suporți în viața ta și îi spui, da, tu ia, ridică-te și te aruncă în mare, adică vei reuși să botezi pe omul ăla. Dar intrăm din nou, revenind la ceea ce am spus despre punctul de vedere al oamenilor și despre punctul de vedere al lui Dumnezeu, ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament cu Moise. Și mai corect, ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament cu părinții lui Moise. Și ce a fost atunci? O directivă din partea faraonului. De astăzi înainte, toți copiii de parte bărbătească care se nasc în Egipt, trebuie să fie aruncați în Nil. Și vedeți, aici suntem puși deodată. Că ați văzut, directivele vin. Și trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Și deodată intră frica în oameni. Și nu se găsește niciun fel de soluție. Dar erau două moașe între evrei, care ele vegheau acolo când se nasc. Și atunci către ele a spus, băi, aveți grijă, la naștere, dacă este bărbat, aveți grijă cum faceți ca el să nu trăiască, dacă este femeie, o lăsați să trăiască.
Și atunci ele erau puse, domnule, ăsta o cerut, dita mai faraonul, dita mai regele, omul cu drepturi deplinuri. Întreaga societate cu presiune pe mine ca eu să fac neapărat lucrul ăsta. Erau două femei, Șifra și Pua. Și ele au zis așa, apare punctul de vedere, dar frica lor s-a arătat față de Dumnezeu. A fost frică să facă lucrul ăsta. Acum ce faci? Că totuși statul, totuși lumea, totuși societatea aia îți cere neapărat să faci lucrul ăsta. O soluție întotdeauna există. Numai să-L punem pe Dumnezeu în ecuație. Și o soluție întotdeauna există. Ea apare în mod providențial, noi nici nu știm când apare. Că ar fi foarte simplu sau ar fi banal să spun eu care există soluția. Dar el a zis, nu, există totuși frica de Dumnezeu în mintea mea și în sufletul meu. Nu fac lucrul ăsta. De aceea ne zice Mântuitorul Iisus Hristos, băi, voi doar faceți ceea ce trebuie și să nu vă îngrijiți sub nicio formă. Ce o să ziceți când o să vină oamenii să vă întrebe despre ceea ce ați făcut? Niciodată. O să vină oamenii și o să vă ducă și la judecăți, și la sinedrii, și la anchete, și la interogări. Nu vă gândiți ce o să răspundeți, că vă dă Duhul Sfânt în momentul acela ce să spuneți și nimeni nu se atinge de voi. Și când o veniți să le chestioneze, să le interogheze, de ce ați făcut aceasta? În momentul ăla Duhul Sfânt a vorbit prin amândouă și a spus, a, dar stați așa că femeile evreice sunt voinice și sunt sănătoase. Și ele nasc înainte de a ajunge în noi, ca să vedem dacă este bărbat și fată, nu sunt ca egiptencele. Egiptencele ce făceau? Ei au ales viața comodă. Egiptenii au ales viața comodă. Nu mai munceau, că aveau sclavi. Ei aveau pe evrei. Și au ales viața comodă. Și în momentul în care ai ales viața comodă, viața de fotol, viața de telecomandă, atunci te și slăbești. Cum trăiau bătrânii noștri 90 de ani și zilele trecute au venit un moș din ăsta la vreo 80 de ani care spune, părinte, încă mă ajută Dumnezeu să fac metanie. Da. În momentul în care am ales luxul, în momentul în care am ales desfătarea aceasta, în momentul ăla intră și neputința în trupul nostru. Despre evrei ce se spunea? Cu cât punea mai mult la muncă pe ei, cu cât le lua toate posibilitățile, cât pe aceea zis, bă, noi nu vă mai dăm paie, umblați după paie și faceți, asta cum îi zice, umblați după paie și faceți cărămiz. Nici apă nu vă mai dăm. Umblați și cărați apă și faceți cărămiz. Și pe cât mai tare impresura, pe atât mai tare sporeau aceștia și mai tare se dezvoltau. Încât le era groază evreilor, le era groază egiptenilor de evrei și de felul în care arată și de cum sporesc ei. Așa erau și femeile lor. Sănătoase, puternice, pentru că ori de câte ori s-ar ridica oamenii împotriva noastră, cum zice David, de s-ar ridica împotriva mea tabără. Eu în el nădăjduiesc. Și atunci iată momentul de grație, momentul de har, momentul de adevăr care vine peste aceste două femei. Și nu au avut ce să le facă. Păi așa este. Din ce cauză? Răspunsul a venit de la Dumnezeu. Și răspunsul a venit exact pe frica lor. Da mă, așa este, pentru că nouă ne este frică că ăștia sunt foarte viguroși, foarte sănătoși. Și da, chiar așa este, femeile astea nu mint. Păi ele nu, ele asistau acolo la naștere. Toți, nu, ne este frică de Dumnezeu. Și cu Moise ce face familia? Pentru că lucrurile au scăpat de sub control. Oamenii începeau și societatea începea să apese cizma cât mai tare peste gâtul evreilor. Și ce a făcut familia lui Moise? Băi, trebuie să-l aruncăm în el. Pentru că dacă nu-l aruncai în el, îi pierdeai și pe toți cei din familia ta. Și atunci ce a făcut? Un alt moment de grație, un alt moment de har divin, un alt moment de adevăr, un alt moment de inspirație. Noi de asta ducem lipsă. Din momentele de inspirație. Și înainte de momentul de inspirație, ducem lipsă de hotărârea care îi place lui Dumnezeu. Atât. Băi, ne trezim, băi, totuși n-am cum să fac lucrul ăsta. N-am cum să-mi pun copilul în pericolul absolut. N-am cum. Mi-e frică de Dumnezeu. Și atunci ce facem? Iau un coșuleț de papură, îl unge cu smoală și pe o parte și pe alta și îl pune pe Moise acoperit pe apele Nilului. Deci, a mers pe directiva statului, dar a căutat să-l introducă pe Dumnezeu acolo. Că așa cerea statul. Așa cerea imperiul. Păi să-l arunci în Nil. Păi l-am aruncat în Nil. Dar l-am pus într-un coșuleț. De aici încolo este responsabilitatea ta ce faci. Tu dacă vrei îl omori, tu dacă vrei îl ții, nu este greu. Și Dumnezeu în momentul în care l-ai căutat să-l bagi și pe el în ecuații, de acolo lucrează. Și ce face? Chiar fiica faraonului l-a văzut și l-a luat. Ăsta este un copil dintre fiicele, dintre evreice. Este un copil de ale evreilor. Ia-l la mine și Miriam, care era lângă, spune, vrei ca să-ți aducă o doică
să-l crească pe el și o-l trimite chiar mamei sale. Vedeți ce lucru minunat, cum lucrează Dumnezeu. Deci în momentul în care noi vrem să-L punem pe Dumnezeu în viața noastră, în deciziile noastre limită, bă, n-am avut ce face. Și atunci îl jertfim pe Dumnezeu. Nu! Dacă nu îl jertfim pe Dumnezeu, Dumnezeu face o dita mai roata. Întoarce toată țara, întoarce toate imperiile, întoarce toată boala, întoarce toate neputințele și îl aduce înapoi pe cel dorit al nostru și viața noastră și sănătatea noastră din ce cauză? Pentru că am vrut să-L băgăm și pe El în seamă. Am fost credincioși. Asta înseamnă să fii credincios. Să nu-L scoți pe Dumnezeu din viață ta. Nu înseamnă, vai de mine, să faci o psaltire întreagă într-o zi. Nu. Nu înseamnă să nu mai bagi oamenii din viața ta în seamă. Nu. Nu înseamnă că atitudine înainte să iei direcția. Eu sunt cu Dumnezeu și gata, de acum nu mă interesează absolut nimic. Nu. Înseamnă să-L pui câte un picuț pe Dumnezeu, la modul discret în viața noastră. Nu declarativ, ci faptic. Aici e problema noastră. Pentru că evrei, farisei, saduchei, irodiani, toți declarau despre Dumnezeu. Toți aveau cele mai faine declarații despre Dumnezeu. Și vedem și noi, frate, înainte, dăm ochii peste cap, facem tot, tot felul semne de evlavii, din asta ni se pare că suntem numai noi și Dumnezeu și că Dumnezeu este numai al nostru. După aceea cerem rugăciuni de la Dumnezeu împotriva oamenilor care sunt în viața noastră, să-L arate, să-L facă, să-I dreagă Dumnezeu, să-L desfințeze. Aia nu-i credință. Aia este un fel de război psihotic al nostru, pe care noi îl creăm, luăm pe Dumnezeu martor al nostru și luăm pe Dumnezeu un fel de luptător al nostru împotriva întregii lumi. Aia nu-i credința, aia e o nebunie. Dacă vrem să vedem ce înseamnă credința, trebuie să ne uităm la femeia care o avem tot timpul la maslu. La maslu apare tot timpul această femeie și fiica ei, care nu a trecut peste, care nu s-a împiedicat de absolut niciun dâmb. Nu s-a împiedicat de niciun fel de opreliște care a fost pus în fața ei chiar de către Mântuitorul Iisus Hristos. Aia înseamnă credință. Și nu era paradă. Spunea, Doamne, ajută fiica mea, rău este chinuită de diavol. Nu. Eu nu am fost trimis decât către oile pierdute ale casei lui Israel. Și după aceea încep oamenii din jur, Doamne, totuși ajută, uite cum strigă. Adică ce, avea mai mare milă apostolii față de femeia decât femeia? Nu. A lăsat-o Dumnezeu ca să arate apostolilor toată măsura pe care o avea femeia respectivă. Și după aceea spune, băi, nu ca așa, o trece și prin sita aceasta ușoare umilințe. Și spune, dar ce, lași fii să moară de foame și ce ajuți câinii? Și atunci femeia putea spune, ce e că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu nu este al tuturor, că Dumnezeu este un tiran, că Dumnezeu este un iubitor de sânge, că Dumnezeu este un părtinitor. Dar credința care există la modul real, aia nu poate fi discutată. Și noi credem că, vai de mine, că într-o anumită situație a vieții noastre o să arătăm noi credință. Nu există așa ceva. Pentru că testele la care ne supune viața nu pot fi gândite de noi. Noi dacă am ști ce se întâmplă în viitor, am ști să ne pregătim. Dar nu știm în clipa următoare dacă este clipa credinței noastre sau clipa căderii noastre din credință. Și femeia atunci răspunde tot dumnezeiește. Spune, da, Doamne, așa este. Dar până și câinii mănâncă de la masa stăpânilor lor, din fărmiturile alea care cad de acolo. Și Iisus Hristos vine cu declarația supremă. Nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și-a pus omul sufletul pentru fiică sa. Și-a pus omul sufletul pentru aproapele său. A avut credință încât să treacă și de apostol, și de Dumnezeu, și de legea veche, și de toate mijlocirile, și de toate piedicile, și de toate opreliștile. Asta este credința. Cercetați-vă, așa spune, cercetați-vă neîncetat. Cercetați-vă, să vedeți, suntem în credință sau nu suntem în credință. Și dacă am fi în credință, atunci am râde de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Că așa zice apostolul, așa zice Sfântul Profet David. Dumnezeu când se uită la planurile oamenilor, râde. Spunea o mare actriță care a trecut la Domnul, era întrebată de un reporter în ăsta care nu prea era el mulțumit de felul în care femeia tot vorbea despre Dumnezeu, la o vârstă de 90 ceva de ani. Dragă Olteanu. Și el tot încerca așa să ducă discuția într-o zonă din asta, așa, oarecum lumească, oarecum despre carieră. Nu știu, femeia era, avea o carieră de altfel foarte împlinită, nu putea să fie, era un colos.
Și tot încerca așa cu mici lingușeli și să ne vedem și peste un an și peste 20 și peste... Eu știți cum lingușim noi câte un om ca așa care, de care ne place, de care îl admirăm și la care femeia răspunde. Da, dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, fă-ți planuri. Noi nu mai știm să nu ne facem planuri. Dar întotdeauna surprizele care vin peste noi le ratăm. Niciodată nu le rezolvăm cum trebuie. Trebuie să punem un pic de grăunte de credință prin ce? Dacă sfertul de oră acordat Paraclisului Maicii Domnului îl lucrăm în sufletul nostru. Dacă dimineața înainte de a începe toate cele ale vieții noastre trupești și sufletești și sociale, punem întâi pe Dumnezeu, ca o mică obișnuință. Dacă înainte de a răspunde cuiva, mă gândim întâi la răspunsul lui Dumnezeu care l-a dat acelui om, ăla este iar un mic pas de credință. Dacă înainte de planurile noastre îl mai punem și pe Dumnezeu, este un alt pas de credință. Și așa să clădești în noi o credință autentică. Și atunci n-ar mai fi căderile în păcatele grele, n-ar mai fi certurile, n-ar mai fi dezbinările, n-ar mai fi supărările și n-ar mai fi toate lucrurile acestea care ne despart unii de ceilalți și pe toți de Dumnezeu. Să dea bunul Dumnezeu să înțelegem ce înseamnă această credință mică a grăuntelui de muștar. Credința care trebuie să crească. Pentru că dacă a noastră credință nu a crescut astăzi față de ieri, înseamnă că nici măcar n-am avut-o. Sau mai grav, dacă a noastră credință nu a crescut astăzi față de ieri și mâine nu crește față de astăzi, înseamnă că de fapt o pierdem. Dumnezeu este viață și lumină. Pe cât te apropii de soare, pe atât de mai mult simți și căldura și lumina Lui. Așa este cu Dumnezeu. Nu există să ne apropiem de Dumnezeu și treptat noi toți să ne plictisim. E clar că ne îndepărtăm. Nu există să ne apropiem de Dumnezeu și noi treptat să ne certăm tot mai mult unii cu alții. E clar că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Nu există să ne apropiem de Dumnezeu și noi treptat tot mai puțin să ne rugăm. Tot mai puțin să răbdăm. Tot mai puțin să avem grijă față de cei din jur. Este clar că ne îndepărtăm. Dea bunul Dumnezeu să înțelegem, unul, care sunt munții adevărați din viața noastră care trebuie trecuți cu această credință, și doi, să avem și noi smerenia, umilința, liniștea și statornicia în rugăciune a femeii respective, samarinence, care a spus, da, Doamne, chiar și cățel dacă aș fi înaintea Ta, totuși Tu trebuie să mă hrănești. Amin. Trăiți, Părinte.